Salutăm, cum te cum, da? Salutare! Salutare, salutare! Ce faceți? Haideți să începem! Să ne spuneți dacă ne auziți bine, eventual să modificăm ceva pe la volum ca să... Sau dacă ne vedeți bine. Sau măcar pe jumătate să ne măcar vedeți. Măcar pe jumătate să ne nu vedeți. Este relevant. Să începem rezolvarea. Hai să Și ne că ocupăm ne de... auzeam și înainte. Ne auzeam și înainte, super. Da, o să stăm pe telefon ca să putem Vedem și chat-ul. să vedem chat-ul, să vă putem urmări și pe voi. Noi avem aici subiectele, avem niște fotografii, cu fotografii pe care le-am găsit pe net. Sunt destul de proaste, unele cuvinte sunt în ceață, e drept, dar cu ajutorul vostru, cu bunăvoința voastră, să reușim să ne uităm împreună peste el. Da, cerințele nu se văd extraordinar, dar ne vom descurca și pentru asta haideți cu un ropot de like-uri Vă și rugăm să like și începem. subscribe pentru Like, acest canal. subscribe, share, să vadă ceilalți live-ul și să Așa. începem. Și covrigi. Și covrigi. Și covrigi. Acum am început. Bun, hai să Hai vedem, să vedem. Florine, avem aici sinonime contextuale pentru Da. făgăduiește. Să vedem și contextul. Da. Făgăduiește-mi că la antrenamentele următoare ai să dai tot ce poți. Hai să vedem ce au răspuns. Da, ce sinonim ați dat voi pentru făgăduiește? Să vedem pentru făgăduiește, Mădălina Promite. spune, promite, Promite e bun. promite, spune, nu prea. Nu e. Făgăduiește-mi, Da, spune, a făgădui cuiva ceva, promite. Ați promite, dat cuvântul, promite, da. spune, mulți zic spune, ne cam pare Da, văd rău. că promite e dominant. Uite câți de Promite, promite. dovedește, spune George Alex, Nu. dovedite, A promite e promite, cel mai promite, e ok. asigura, arată. Bun, și pentru Trecem prilejdioasă, primejdioasă. să vedem ce zic băieții noștri. Deci, băieții și fetele, hai să fim. Da, bun, deci Și pentru fetele, da. primejdioasă ce sinonim Încă am ne zic cu găsit? promite, hai să vedem. Periculoasă, Periculoasă, bun. periculoasă, bun, periculoasă, grea. Periculoasă. Periculoasă, da. Periculoasă e ok. Riscantă, uite. Riscantă e ok și E ok și riscantă, da. riscant. Grea, din păcate, nu. Bun. Bun, trecem mai Așa. departe. Rolul cratimă în secvența N cratimă are rost. N-are rost. Să Deci, vedem ce au zis. care e rolul cratimei pentru în secvența asta? Buzbuzi, am scris la primul și spune și promite. Da, e tot. Nu știu, în contextul ăsta s-ar putea să primească Să ceva. primească jumătate. Depinde de Delimitarea vocalei profesor. U, foarte bine. Despărțirea unei dispariția unei vocale, foarte bine, Da. lidează o vocală, da, Rostirea dispare. împreună a două cuvinte. Pentru un singur efort respirator, spune Alex. Aoleu, Frumos, frumos, frumos! elitist așa, Bravo, Alex! foarte Un bine. singur efort respirator, Da, bravo! da, da, Evitarea da. hiatului, foarte Și bine! evitarea hiatului, Da, da, e exact. bine, deci asta era evitarea hiatului, rostim rapid. Hai să Lidarea vedem, vocalei hai să U. mergem mai departe, Mergem Ștefan. mai departe. La avem Modul la de 3, formare. modul de formare. Avem subliniat ta în pregătirea ta și avem boiețel. Hai să vedem ce au spus la ta. Da. Cum s-a format Cum s-a acest format ta? cuvânt? Salutare, twist. Vă salutăm. Vă salutăm. Sper că v-ați descurcat. Sper că Conversiune și conversiune și derivare. derivare. Da, Da, da. conversiune de la ce Conversiune. Să conversiune? vedem adjectiv pronominal, pronume Posesiv? posesiv, spune Da. Alexandru Andrei. Foarte bine. Da, Am acesta văzut era și răspunsul eu. corect. Conversiune. Taie pronume posesiv, un adjectiv pronominal posesiv, spune și E17HD. Foarte bine. Da, și fiind pos. Da. Să vedem. Conversiune, spune și Mădălina. Bun, trecem mai departe la boiețel. Băiețel Băiețel. s-a format S-a cum... format, cineva a spus că derivare. Să vedem, să vedem ce fel de Avem derivare avem aici. o Cu derivare cu sufixul sufix. ețel, spune Grigore Cătălin de la băiat. Deci care e sufixul? Ețel, spune Nu e Cătălin. chiar rețel Era acolo. aproape, era Da, dar aproape. e cu sufix, E e cu cu sufix, sufix. sufix diminutival, da? Derivare, băiat cu sufixul el, spune Asta Mădălina. e bine, e El, bine. sufixul el, Gabi El. spune, da, el, el, foarte bine, foarte bine. Hai să vedem dacă facem 100 online. Da, chiar aș vrea să 100 de 90, like-uri 100 de sau oameni online 100 și de 100 oameni. de like-uri. Ok, Peste 100 bun. de like-uri. Derivare cu L, foarte Așa că bine pentru dați cine a pe pagina răspuns. profului Cristea, share.
Mă, nu-i frumos să faci spam așa. E spam educațional. Nu mă așteptam sincer să le cadă text dramatic. Gen dramatic, nu se aștepta nimeni. Nu se aștepta nimeni. Mai ales că au fost așa multe zvonuri că ba e genodramatic, ba nu e genodramatic. Da, da. Totuși, e o chestiune destul de simplă, accesibil, încadrare da, în gen. Da, da, nu le-au dat accesibilă, nici caracterizare de personaj, deci a fost foarte accesibil. Bine, Florina, hai să trecem mai departe la diftongi. Văzusem la un moment dat o cerință dubioasă de-a dreptul. Demonstrați că fragmentul de față poate fi considerat o expozițiune de roman. Cred că a fost cea mai ciudată cerință. Așa, Tripaloschi. Și că băi, la nare pot spune că arată citirea împreunată a două părți de vorbire diferite. Da, rostirea împreună rostire, a două cuvinte, rostire, a două părți de vorbire diferite rostire, dacă citire, vrei. Rostire. Da, da. Și nu împreunată, împreună. Da. Așa, Florin Dobre dă dăceală, nu e diftong. Nu, nu, pentru că avem grupul C acolo. Cea. Și nu e diftong, din nu păcate. Nu e diftong. Bun, hai să astea vedem. Astea spune Gabriela Botici. Și lui, astea și lui. Așa. Da, mai și de... astea, întreabă Andra. Da, da, avem un mai acolo, stai să mă uit și eu. Trebuie da, să da, 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 mai, da, da, da. Mai e ok, da. E valabil. Dădăceala nu e. Dădăceala nu e pentru că... Da, avem grupul C și vocala A acolo. Bun. Mă, de Mădălina, de ce nu e dădăceală? Am explicat mai devreme. Da, avem grupul C, urmat imediat de o vocală, da, iar E-ul e doar semn grafic acolo, din păcate. Nu e sunet. Diftongul e grup sunet. De sunet. Diftongul, da, diftongul trebuie să conțină sunete. O semivocală și o vocală. Aici E nu e semivocală, ci e doar parte componentă a grupului. Deci diftongul, triftongul, hiatul, prieteni, identificăm după sunet, nu da, după cum se scrie cuvântul, după cum se aude cuvântul, deci după cum se aude. Ok, bun. Trecem mai departe. Hai să vedem ce au scris la idei principale secundare. Hai să vedem aici ce ați identificat. Să vă faceți voi de cap aici. Mai și astea de Alexandru sunt. Dacă am scris doar conversiune, se punctează, da, ceva primești. Da, vei primi în mod normal jumătate din punctaj, nu? Da, jumătate, da. 2 puncte în loc de 4. Mm-hmm. Dar zice modul de formare, deci trebuia să scrii conversiune de la ce la ce. Da, nu era da, suficient complet. Să scrii doar conversiune. Primește doar atunci un punct. Atunci primeai un sfert sau... Un punct. Un punct. Da, un sfert da, din punctaj, un sfert unul din 4. Da. Sergiu s-a enervat și a intrat în apartamentul lui, spune Simona Maria. Ah, ok, da. Am zis că ea vorbea despre Sergiu, așa. Sergiu da, aici era furios că, deoarece... Nu cred că au fost probleme aici, Ștefane, la nu, idei nu cred, nu cred, nu secundare. Cred, nici la 6 nu, nu cred. Și să trecem aici... la 6, să vedem motivul pentru care Zamfir crede că Sergiu trebuie ambiționat. 100 de oameni pe 100 live. 100 de oameni, hai să mai vedem. 3 hai clase. Să mai vedem niște like-uri de la niște voi. Like-uri. Puțină susținere. Puțină susținere pentru toată săptămâna de live-uri. Eforturile lui Ștefan. Așa e, bun. Așa, Claudia îl roagă Sergiu să-i ceară scuze. Da, și acesta nu vrea. Nu avea încredere în el, așa se... Era sportiv și neserios, deoarece și-a pierdut și încrederea în sine. Așa, dacă am scris băiețel, sufixul este el, am mai discutat. E, da. Și că datorită clipului tău cu morfologia am făcut tot perfect acolo, mulțumim. Zic să trecem la ceea ce interesează cel mai mult pe utilizatorii noștri, subiectul al doilea. Suntem la hai să vorbim un pic despre 1B. Are rost să vorbim despre 1 și 2. Hai să întrebăm, să vedem. Hai să vedem. Sau să discutăm și despre 1B, despre genul dramatic. Da, asta zic. Hai să vedem o definiție a genului, să câteva trăsături ale genul dramatic. Da, să vedem. Nu văd bine cerința, din păcate, aici. Vreau apartenență să... la genul dramatic. Deci li se cer două trăsături, atenție. Să precizeze două trăsături, ale să prezinte detaliat două trăsături. Deci nu două, li se, cer, nu li se patru, treceau... Două. Ok, deci nu li se cereau patru. Deci două prezentate în și premieră. Alea două detaliate. Deci alea două prezentate și pot două fi, detaliate. Da, pot fi aceleași. Da, pot fi aceleași, evident. Bun, hai să vedem. Cuprinde totalitatea operelor scrise cu scopul de a fi reprezentate pe scenă. Perfect. Ok, perfect. Bine. Perfect, da. Perfect.
Asta e esența până la urmă. Apar indicații scenice. Foarte bine, deci prezența Perfect, didascalilor. Da, stai să dau, să văd efectiv textul. Dai pe text, dai înapoi. Stai că avem zoom aici acum. E trebuie să dai înapoi textul celălalt. Da, ăsta e textul. Da, avem indicații da, scenice. Sigur. Uite, acțiunea se petrece în București. În toată conversația. Da, acțiunea da, se petrece, da, se petrece da, în București, în holul casei lui Sergiu. Deci avem aceste indicații scenice, didascalii sau notații autoriale, cum s-or fi numit. Cu scopul de a informa despre locul și locul. Da, ni se dau circumstanțe, ni se dau atitudinile temporale, personajelor, da. Da, da, da. Au mai multe roluri. Film pot spune așa, structura specifică, indicații scenice, conflict dramatic, spațiu limitat de reprezentarea pe scenă. Bun. Ok, frumos, ok, frumos. Ok, da. Bravo, film. Mod de expunere, dialog, Simona distribuit Maria, pe replici. Care are și rol de a dinamiza. Alexandru spune așa, genul dramatic cuprinde totalitatea operelor literare organizate în acte, scene, tablouri scrise sub formă de dialog sau monolog destinate reprezentării, reprezentații teatrale în care personajele comunică în mod... Hmm. Ce avem? Ai lag? Nu mai am net. Nu mai ai net? Păi eu mai am pot net. Să te conectez la rețeaua de aici dacă vrei, la Wi-Fi. Donații ca să-mi plătesc Vodafone-ul. Da, da, un cod 4 un euro cod, un pentru cod cu Ștefan, 4 euro, da. Aveți, îndurați-vă de acest exemplar. Bun, în fine, hai să mergem în sfârșit la subiectul al doilea. Deci pentru 1B, dacă ați, din ce comentarii ați lăsat voi, s-au cred că v-ați descurcat. S-au descurcat, da. Sigur, trebuia să dați citate din text acolo unde era cazul, da, la didascalii mai ales. Și era în regulă. Bun, la subiectul al doilea, hai să văd cum v-ați descurcat la A1, da? Enunțurile în care să precizăm următoarele aspecte din textul dat. Originea cărții, originea autorului cărții, vântul prin sălcii. Hai să văd ce a scris. Deși nu aș mai sta aici, Ștefane. Așa, pe... hai să vedem, să vedem. Scoțian, Scoția, 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 Scoția. Dacă ați citit da, ante textul, bun, sigur. Bun, bun, Scoția, așa, Scoția. Numele celui care a adaptat pentru scenă în Anglia cartea Vântul prin sălci. Hai să vedem cum îl chema. Cine e tipul ăsta? Cum îl chema? Origine scoțiană, Scoția, Scoția, Scoția. Ionuț Teacoia greșit. Ne pare rău, Ionuț. Dacă am scris la originea doar numele autorului, primesc un punct. Da, originea. A, Milne. A, așa. Milne, da. Bun. Bun. Hai să trecem mai departe. Numele autoarei și titlul articolului. Crezi că te descurci? Băi, e foarte complicat. Asta e premium. Ce? Nu focalizează camera? Ba da, e ok. Bun, deci hai să vedem cine a scris articolul. Alina Nelega, nu? A fost odată un scriitor foarte încăpățânat. Așa, deci nu se cere sursa, sursa? Nu, nu se cere nu, sursa. Sursa, nu. Bun. Florine, modul și timpul verbelor. Modul crezi și că timpul. Te descurci? Hai să vedem. Sau deci avem un prieten. A descoperit, da, mod indicativ, timp perfect compus așa? Și să pățească, să pățească el, să nu? Pățească, da. Să pățească conjunctiv prezent. Nu cred că e să găsească. Ia să vedem să, dacă ne ajută să prietenii. Găsească. Dacă oricum tot conjunctiv tot prezent. Tot conjunctiv, e. E, da. Modul și timpul se cere, nu? Da, modul și timpul. Modul și timpul, da. Indicativ perfect compus, indicativ perfect compus, timp perfect compuzi, conjunctiv prezent, conjunctiv Paula prezent. Ciucan, da, să găsească. Bun. A, așa. Bun. Hai să vedem 4. Foarte simplu. Funcție și sintactică aici. Pentru cuvintele subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Așa, glasul doamnei Roosevelt și farmecul nostalgic. Nostalgic e subliniat. Atribut adjectival, exprimat prin adjectiv propriu zis. Exact. Și al poveștii l-au prins pe ilustru om de stat, pe cine pe el l, complement direct, exprimat prin pronume, personal, persoana a treia, singular, formă neaccentuată, dacă vreți, până acolo. Bun, bravo, Florine. Da, mulțumesc. Detaliat. Mulțumesc. Da, trebuie. Donații trebuie. Pentru acest tânăr Messi. Transcrie din fraza următoare propoziția principală și una subordonată, precizând felul. A ajuns un titlu atât de cunoscut încât nu se mai știe exact cine a scris cartea, care rămâne totuși inegalabilă și unică în literatura pentru copii. Bun, acolo. Deci avem încă o dată, principală, da.
consecutivă, subiectivă, atributivă, care rămâne totuși inegalabilă și unică, stai că nici nu văd bine, în literatura pentru copii. Da, inegalabilă și unică în literatura pentru copii. Care rămâne, era atributivă, întreabă Ștefan Radu. Da, care rămâne, e atributivă. Așa, e atributivă, da. Doamne, ce rău se vede textul ăsta. Foarte rău textul. Bun. Pune o lumânare ceva aici. Să... Spunea cineva că se văd mai clar pe pagina profului. Care prof? Prof Cristea. Ah, da, ok. N-am mai intrat. Nu am intrat acolo. Bun, deci în fine, acum avem, vizibilitate. Cât de cât. Zoom, da. Oricum nu mai avem mult. Da, știu. Avem șasele. Bun, și avem șasele fraza alcătuită din două propoziții. Hai să vedem ce au alcătuit ei. Care e subiectivă? Aia de după nu se mai știe. Nu se mai știe, da. Nici n-am văzut acolo. Da, uite, vezi? Așa, Mihai a întrebat dacă și-a scris corect tema. E completivă directă. Cum? A întrebat? Mihai întreba dacă vom pleca mâine. Nu, asta e completivă, pardon, completivă directă li se cere, nu? Da, completivă da, directă. Atunci e bine. A întrebat-o dacă am învățat. Da, corect. Știu dacă ai plecat. Corect. Nu știu dacă voi promova. Corect. Văd dacă pleacă. Corect. Am aflat dacă voi veni. Corect. Știu dacă voi veni la timp. Corect. Mă gândesc dacă merg acasă. Nu, mă gândesc dacă merg acasă, completivă indirectă. Paula Ciocan, ne pare rău, nu știu dacă mâine va ploua. Corect. Mă ajuți dacă te ajut. Condițională. Nu știe dacă ajuns. Asta e corectă. El știe dacă merge la magazin. Corect. Am câte întrebări. Nu știe dacă va pleca. Corect. Eu vreau să fac un... Asta nu, stai. Vreau să fac un tort. Da, deci li se cerea a spus conjuncția dacă. Merge. Dacă. Vin dacă prind autobuzul. Nu. Mergem la fotbal dacă aduci minge. Nu. Asta e condițională. Da. O întreb dacă am învățat. Mă întreb? Sau o întreb? O întreb dacă am nu, învățat. Nu, e ok. Gata cu N, spune Denis. Hai cu live-urile pentru BAC. Da, o să vină și live-urile pentru BAC. Săptămâna viitoare am decis dacă învăț. Da, E17HD, da, e subiectiv acolo. Așa? Andrei s-a gândit dacă vine. Nu. Nu? Nu. Știi dacă vine și el cu tine? Știi dacă vine și el cu tine? Da. Deci cine a folosit verbul a ști, a vedea, da, personal, nu da. Impersonal, s-a cam descurcat. Așa, văd că băieții ne întreabă cu sinonime, am spus deja, se pot uita la clip. Da, o să rămână salvat clipul. O să rămână salvat, o să punem și minutul exact la cât începe videoclipul cu noi, ca să nu mai asculte muzică. Mhm. Bun. Păi, Florine... A fost pusă întrebarea dacă plecam. Aici e... Nu e ok, e atributivă. Bun. În fine. Am decis dacă învăț... Da. Dacă merge bine, completivă directă? Păi da, trebuie să-mi dai frate. Dacă merge bine, subiectivă. Subiectivă, da. Subiectivă. Mihail bate dacă vrea pe Ștefan. Da, nu. Ține întreabă dacă am rezolvat și subiectul 1. Da, va rămâne da, acest videoclip salvat și puteți vezi. Să vă uitați fără află nicio problemă. Dacă avem mâncare, el știe dacă va ploua. Asta e corectă. Am văzut dacă am câștigat. Mulțumim. Ne vedem cam în ceață. O să se focalizeze camera. E ok. Da, mai faci așa din când în când. Mulțumim că ne-ați ajutat și noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, așa că dați like-uri. Iar pentru 2B, sper că v-ați lăsat imaginația să curgă. Să curgă, da. Ce să zic, altceva. Nu avem ce să vă învățăm aici. Trebuia să aveți o exprimare îngrijită, să aveți un subiect coerență, mai interesant, eventual. Mai interesant, da. O cronologie, 9.70, uite, zice Fimpos. Crede, bun. M-aș bucura să aud.
Când o să vină rezultatele, dacă vreți, Când o putem să să mai vină discutăm. rezultatele, facem un live atunci când vin Și rezultatele și voi ne discutăm spuneți ce note ați luat. Ce note ați luat. Haideți cu niște like-uri să crească. Dați acum like la final. Haideți cu like-urile să vedem aici cum se cum se schimbă like-urile. Da. Avem 3 dislike-uri. Avem 3 dislike-uri? 3 dislike-uri, da. Dumnezeule. Da, ce să faci? Na, păi acum nu ne poate... 3 oameni sunt nemulțumiți. Ce? Da, păi știu, eu ce să fac. Hai că poate compensează ceilalți prin like. Da, haideți, haideți cu număr de like-uri. Un număr de like-uri nu mai dă nimeni niciun pentru like. Cine e mulțumit de activitatea noastră. Pentru cine vrea să ne susțină. Și zic că putem să încheiem video-ul, Ștefane. Da. Bun, 5 dislike-uri. Cineva se distrează. 5 dislike-uri? Da. Wow, wow, wow. Vă mulțumim pentru dislike-uri. Pentru că ați dat dislike, vom șterge acest videoclip. Vă mulțumim pentru like-uri, dar mai ales pentru dislike-uri. Pentru că ați dat 5 dislike-uri, dacă o să ștergem acest videoclip de pe canal și canalul de altfel. Da, 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 da. Nu mai face Ia uite că a apărut domnul Robert Capa. Te salut, domnul Robert Capa. Cum te-ai descurcat la admiterea la grădiniță? A fost bine? Uite, avem 10 dislike-uri. N-au venit. Dar unde-i David Capa? Plânge? Nu știu. Nu știu unde-i Tony. Unde-s prietenii mei? Prietenii mei. Dar unde-i Smokey? Smokey aici? Nu știu. Mamă, oamenii care au fost mereu săptămâna asta. Fidelii live-urilor. Da, da, da. Cei care au fost mereu. Acte și scene nu am avut. Eu totuși am vorbit de ele. Salut, Bad Boys. Da, n-au fost. Andrei, salut. Bine am dormit. Smokey, uite-l pe Smokey aici. A venit. Uite, sunt aici. Sunt aici, foarte. E aici Smokey. Smokey, seara de ia seara mai dă fost un refresh să vedem, mai avem... Dislike-uri. Dacă mai avem dislike-uri, dacă... 6. 6. 6 dislike-uri. Și 97 de like-uri. Nu, mai sunt unii care se distrează. Hai cu like, hai cu like. Bine, Florin, zic, putem să încheiem acest live. Nu le mai punem unguță ceva. Nu, că nu avem drepturi de autor. Dacă ar fi donat, dacă ar fi donat, cumpăram și noi un CD-ul ceva și puteam să da, le punem corect, așa sunam unguță. Pe domnul Nicolae așa să nu dea... putem, nu, când ne luăm copyright urât și nu putem să punem muzică de calitate, nici Abi nu putem pune. L-am întrebat dacă merge la film, e ok. Da, e ok. Da, ce nu dă like, a 5 în examen. Bă, totuși e 5. Bine că n-ai zis mai rău. Au venit? Câte avem? Câte dislike-uri avem? Dislike-uri. 10 dislike-uri. S-au făcut. Bine, haideți să vă retrageți acum dislike-urile, puteți? Că, da, nu dă bine. Cine se uită la acest live, după aia o să vadă că nu e ok. La mine apar doar 3. Da, nu mi-am actualizat. Trebuie să dai refresh, da. Nu, 10 dislike-uri. 10 dislike-uri, e foarte bine. Da. Nu, că stăm bine. Stăm bine, da. 9. 9, dar la tine sunt tot 10. Îți dau refresh. Bine, prietenilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Da. Ce să mai spunem altceva? Putem să facem acest, un live când acest apare streaming. Zvătatele. Și sperăm că o să veniți cu... Abonați-vă la acest canal. Cei care cât mai bună. Cei care sunt clasa 8-a, adică ăștia de aici, se vor uita la noi și la anul și peste 2 ani și peste 3 ani. Că noi facem și clipuri pentru BAC, așa că ne vedem în aceeași formulă peste 4 ani cu live-uri pentru BAC, cu ei. Da, sau puteți să vă uitați din timp ca să stați mai chill. Exact. Deci ne vedem la BAC. Vă iubim, dați acum like-uri, trageți-vă dislike-urile. Și dați like. Nu, că dacă se adună prea multe, asta e, Ștefan. Dacă se adună prea multe dislike-uri, ștergem clipul, da. Facem, nu avem ce normal, să facem. Nu putem, așa. Bun. Toate cele bune. Salut.